Ok, salutare tuturor oamenilor din această... Da? Astăzi o să ne jucăm din nou Red Dead Redemption 2 și ultima oară am rămas aici. Trebuie să vorbesc cu ăsta? Da, aici, cu ăsta trebuia să vorbesc, cred. Mr. Atherton is in his office. Hey, please head in. Thank you. Yeah. Can I help you? I hope so. I want a loan, sir. A line of credit, so I can buy some property. What property? An old ranch, Beecher's Hope. Da, nu luați în seamă că sunt foarte murdar pe față. Nu știu de ce sunt așa, credeți-mă, dar atunci când o să mă duc la... De fapt, stai că nu ca misiunea aia. Vreau să mă spun numai că aici nu este din aia de spălat, adică la... Valentine, iar la Valentine, dacă mă duceam, aveam o misiune cu Sadie Adler, fix acolo la salon și... Na. So old David Geddes told you I'm the kind of man to loan a man with two names money so he can buy a rundown farm on account of his lack of farming skills, huh? Don't sound too promising when you put it like that. Well, how would you put it? Sorry to waste your time, sir. Oh, sit down. I'm sure we can figure something out. Now, of course, we'll be expecting you to make regular payments, and given a lack of much evidence you got any means of repaying, the terms won't be too great. But if my cousin vouches for you, it'll be okay with the bank. Really? Absolutely. Thank you. Now, of course, we'll be expecting our money back regular as clockwork until the debt's settled. Otherwise, the farm reverts to the bank, no matter how much you paid. I understand. Mm-hmm. Well, why don't you go check out the land while I fix the contracts and talk to Mr. Geddes. Oh, I heard there's squatters up there. We've been having so many problems recently, they'll need clearing on. Sure. Well, come back when you're done and we'll fix up the paperwork. Pare că asta a fost misiunea. Hai să vedem acum la care misiune să mergem. Uitați aici la sală nu mă pot spăla din păcate. Gen, vreau să mă spăl, dar nu mă lasă. Și n-a dacă mă duc știu că John se neacă acum, așa că, na. Deci putem să ne ducem aici. Sau ne putem duce aici la Sadie Adler. Și cred că o să ne ducem la Sadie. Sau unde să ne ducem, oameni buni? Ok, hai să ne ducem la asta când este un pic mai aproape. Ok, hai să mergem. Bun, nu avem foarte mult de mers, la Sadie Adler aveam ceva de mers, dar am descoperit o șmecherie cum să... dacă ai un drum lung în Red Dead Redemption 2, acum nu știu dacă este la fel și în primul, poți face un lucru ca să fie gen un drum lung de vreo 6 minute, să fie de vreo... un minut maxim. Și hai să vă arăt cum. Deci trebuie să fiți jos de pe cal și vă duceți așa aici și plasați ăsta jos. Iar apoi dați fast travel, iar apoi vă duceați la cel mai aproape apropiat oraș de acea misiune. Și puteai face foarte easy. Eu am descoperit asta pe la finalul chapterului 6. Dar aia este. Mă, da, pe aici noi suntem prin New Austin? Ia stai frate un pic. Bă, descoperim harta nouă și știu că harta se extinde cam până aici, gen. Cam pe aici, până aici se extinde. Ok. I hope so. Who's in charge here? No one, mister. This is a free country. Now that I ain't so sure about. Listen, I'm buying this land. Afraid you guys are gonna have to go somewhere else. Who's this? I ain't sure.
some fancy dang city boy says he owns this land. Or he's gonna. Owns it? That's what he says. Okay. And how come we living here? I ain't sure. Look. Take some money. Go try and find somewhere else to stay. You for real, friend? Sure, take it. Ok, le-am dat niște bani ca să se ducă undeva. Le-am dat niște bani ca să se ducă în altă parte, ca să poate cumpăra nu știu ceva. Și pentru că noi cred că trebuie să cumpărăm această căsuță mică, I don't not know. Dar le-am dat niște bani. Atâta. Niște bani, niște bani le-am dat. Vorbim alea cu română, nu cu englez, pe la colțul curii. În fine, acum cred că ne întoarcem înapoi în Blackwater, mamă. A fost așa de lung jocul ăsta și acum e pentru prima oară când mergem în Blackwater. Bine, nu prima oară, a doua oară, dar putem spune că ar fi prima oară deoarece nu am făcut nimic ca prima oară aici, doar am fugit. Atâta. Well, let's just say there are no more squatters. Okay. Well, I got your paperwork ready. Now, you sure about buying this place? It's really run down, and the price isn't too great. I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay. Well, sign here and here. Ah, vrem să ne facem casa noastră. Fine. Și bun, noi de unde avem bani? Că n-avem bani, avem doar 5 dolari, atâta. Ce naiba face ăsta, băi? Now we own you, Mr. Marston, and we own Mr. Milton too, and we own your property. But you can buy your freedom each week. Eventually, you will be a homeowner. I understand. Congratulations, you are now a real American, indebted and owned by the bank. I'm joking, they own me, they just own your property. Now, you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. I can? Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. Just joking. Bă, da, lasă-mi un pic, am prea glumeță. Bun. Well, it is you. Well, I never. I thought you was dead. Ia uite cine este. Uncle? No, very same. Come here. I saw you going into the bank, and by the looks of things, you ain't robbed it. I've gone straight. Oh, bull crap. No, for real. Well, I'm trying. All these years, you ain't changed a bit. Maybe a little bit. I thought you was dead. Not yet. Well, I got some things to take care of. No, not a problem. I'll come too. No, you don't have to. Oh, I'm real sick, John. Lumbago. It's a slow and painful death, my brother. Evidently. Have a little pity, will you? Huh? Come on, then. All right. Okay, deci mai nou. Acum îl luăm și pe uncle cu noi. Hai mă, vii. Hello. Hey, partner. Howdy. Buddy. Hola. You, mister. Hi. Ok, eu mă duc, nu știu. Rămâne în urmă bătrânelul nostru. Bă, unde s-a dus ăsta, bă? Hai, 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 hai. Bă, da, ăsta poartă aceleași haine de acum 8 ani. Oh my god. I can see we're headed west. You know, speaking in monosyllables don't make you seem interesting, it makes you seem stupid. I don't care how I see.
Now where west are we headed, you damn grunting fool? This ranch I bought just now. Is that what you were doing in the bank? Spending all your money? Oh, on a ranch in the armpit of West Elizabeth. Oh, my lord. Not that that's any of your concern, but I was in the bank borrowing the money. What's even worse? Yeah, you can run from bounty, John. Popiune, să tu să sta, bă. Nu știi să sar cu calul? Exactly. Did you buy this dump? For Abigail? Why? Is she an idiot? No. What were you thinking? I don't know. She said she wanted it. She ever seen it? What are we gonna farm here? Rocks? We? You don't have a hope here without a wise hand at the tiller. Enough of that. Get out of here. On your way. No. You're stuck with me. Seems I'm stuck with you. John, the rock farmer. So... You think I'm an idiot? No. I know you're an idiot. Băi, așa e de grea e piatra aia? De-o luat așa cu două mâini? Oh my god. Și ăsta doar bea bere și atâta. Wow. Oh my god. Epilogul 2, partea 2. Wow. Bă, primul epilog a fost destul de scurt, ce să zic. Da, mi se zicea că Sadie Adler nu mai face parte din primul epilog. Ok, ciudat. Bă, iar eu cresc cu barba la ăsta. Bă, nu-mi place John cu barbă. Serios, acum, bossle. Boss, mai du-te și tu, așa, chiar dacă... Bă. Deci, ăsta-i pământul nostru până acum, nu? Ok, deci ne-am făcut un gard destul de mare, pot zice. Și acolo cred că trebuie să fie unchiul nostru. Cred că da. Da, 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 e aici unchiul. Well, how about this, hey? How about it? All them, it's us three left at the end. I heard Sadie might still be alive. Sadie? How'd you hear that? She sent me a telegram. Said she's in Valentine. Sadie sent you a telegram and you ain't paid a visit on her? What's wrong with you, man? It's been a long time. Oh, time. Sadie wants to see you. You go see her. John Marston, really. Shame on you. Don't mind me. Well, I'm sure okay. Dar totuși cred că o să mergem la Sadie în episodul următor. Așa că ne vom revedea data viitoare. Așa că hai, pa, pa!